Accident în localitatea Roș. Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe DN14 după ce două mașini s-au ciocnit. De vină pentru producerea evenimentului rutier este un vâlcean de 21 de ani care nu a păstrat distanța de siguranță față de mașina din față și s-a lovit de aceasta. În urma impactului, o persoană a fost rănită. Polițiștii serviciului rutier Sibiu au intervenit la un accident de circulație produs pe drumul național 14 în localitatea Roș. Din primele cercetări efectuate s-a stabilit că în timp ce conducea o autoutilitară spre Sibiu, un tânăr în vârstă de 21 de ani din județul Vâlcea, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță în mers, a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de către o femeie în vârstă de 31 de ani domiciliată în județul Dolj. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare. În cauză, la nivelul serviciului rutier Sibiu, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest accident rutier. Pe lângă femeia rănită și transportată la spital, echipajul de ambulanță a avut de grijă și de o tânără în vârstă de 18 ani. În urma evenimentului, rutier a suferit un atac de panică. Atașa a revenit în cele din urmă și a refuzat transportul la spital. Femeia de 31 de ani s-a ales cu un traumatism la coloană și unul la piciorul drept. A fost dusă la unitatea de primire urgențe din Sibiu pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. De marți, cel puțin în teorie, în magazinele și piețele din toată țara, alimentele românești trebuie să fie mai ieftine. Guvernanții au decis scăderea cotelor de adaos comercial pentru 14 grupe de produse, iar de marți, 1 august, noile reglementări ale prețurilor au intrat în vigoare. România ar urma să cumpere cu bani mai puțin legume și fructe proaspete, zahăr, carne de porc și pui, făină albă, mălai, ouă, ulei, pâine albă cu gramaj de maximum 500 de grame, lapte cu coeficient de maximum 1,5% grăsime, brânză, telemea sau iaurt simplu. Aleșii Neamului spun că începând din această săptămână încep controalele în piețe și magazine pentru a vedea dacă sunt reduse prețurile. Cei care nu aplică reducerea riscă amenzi ce pornesc de la 100.000 de lei și ajung până la 2 milioane de lei. Atenție însă, ce este bun nu durează mult. Măsura plafonării se aplică doar pentru o perioadă de 3 luni de zile, astfel că de la 1 noiembrie românii vor scoate din nou mai mulți bani din portofel. Au venit rezultatele pentru primele probe de apă și alimente în cazul copiilor care au ajuns săptămâna trecută la spital după ce au petrecut câteva zile în avric. Cei 23 de copilași se pare că au fost intoxicați din cauza unei bacterii. Specialiștii spun că nu pot spune cu siguranță de unde a fost luată bacteria, însă indică faptul că ar putea fi vorba despre apă sau chiar despre persoanele cu care au intrat în contact. Probele biologice recoltate de la copii au fost prelucrate atât în laboratoarele DSP, cât și în cele ale spitalului de pediatrie. Acestea au ieșit negative pentru Staphylococcus și Salmonella, E. coli, Shigella, Campylobacter, Candida, Yersinia, Adenovirus și Rotavirus. Negative au ieșit și probele preluate de la unitățile de alimentație de unde au mâncat copiii. Au fost găsite însă neconformități în ceea ce privește personalul. Unele probe recoltate au ieșit pozitive la Enterobacteriaceae, Staphylococcus în cazul câtorva angajați și anumite microorganisme aerobe și bacterii pe o masă de lucru. Probele alimentare păstrate în unitate din meniurile servite copiilor au fost negative pentru bacterii din genul Staphylococcus și Salmonella. În schimb, unele din probele recoltate de la personalul unității și de pe suprafețele din blocul alimentar au prezentat neconformități, astfel prezența de Enterobacteriaceae pe tegument la un angajat, Staphylococcus în secrețiile nazale și faringiene la doi angajați și microorganisme aerobe mezofile și bacterii coliforme pe o masă de lucru. Neconformități au fost identificate și în proba de apă prelevată din unitate, respectiv bacterii coliforme, E. coli, nitrați, clor rezidual sub limita necesară. Pe baza acestor date, diagnosticul de etapă este spre o intoxicație alimentară de natură bacteriană. Menționăm că în cursul zilei precedente a fost inițiat un recontrol la sediul unității de cazare cu recoltarea unor noi probe suplimentare de apă.
Pentru neconformitățile descoperite, și DSP aplica sancțiuni. Probele vor fi repetate în perioada următoare și se vor face noi verificări înainte ca unitatea turistică să fie redeschisă. Reamintim faptul că în urmă cu două weekenduri, un număr de 23 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani veniți din Constanța, în tabără în zona Avrigului, au ajuns la spital după ce au acuzat stări de rău, dureri abdominale și vărsături. Copiii au fost internați, iar până la finalul zilei de 27 iulie toți s-au însănătoșit suficient pentru a putea pleca acasă. Ploile de la începutul acestei săptămâni au făcut ravagii în zona localităților din proximitatea Avrigului. Cea mai gravă situație a fost cea unei familii care și-a văzut în creierii nopții întreaga gospodărie în apă. Pentru a le salva oamenilor bunurile, la fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe. Au intervenit pompierii din două subunități și au fost folosite mai multe pompe pentru a scoate apa. În zonă este un pârâu care, din cauza animalelor care își fac culcuș pe cursul său, a fost blocat. A ieșit din matcă și și-a croit drum fix prin curtea oamenilor. Apa a ajuns la 50 de centimetri adâncime. Din fericire, însă, atât oamenii cât și păsările ori animalele din curtea lor au fost în siguranță. Pompierii militari sibieni ai punctului de lucru Avrig au intervenit în cursul nopții trecute în localitatea Scoreiu pentru a evacua apa adunată în urma ploii dintr-o gospodărie. Gospodăria era inundată pe o suprafață de aproximativ 1600 de metri pătrați, adâncimea apei fiind de aproximativ 50 de centimetri. Pompierii au acționat cu două motopompe și în sprijinul acestora a fost și SVSU Porumba cu 6 voluntari. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești și nici alte pierderi de vieți. Neatenția a făcut din nou victime pe autostradă. De această dată este vorba despre un accident rutier produs pe A1 la kilometrul 285 în zona localității Miercurea Sibiului. În evenimentul rutier au fost implicate un ansamblu tir și o autoutilitară. De vină pentru producerea evenimentului rutier este șoferul autoutilitarei, un tânăr de 20 de ani care, pe fondul neatenției, a acroșat ansamblul tir. S-a speriat, a tras brusc de volan și a intrat în glisiera mediană. Deși cele două vehicule au fost grav avariate, din fericire nimeni nu a fost rănit. În jurul orei 8 pe autostrada A1, la kilometrul 285 plus 500 de metri, pe sensul Sibiu-Deva, în zona localității Miercurea Sibiului, cel mai probabil pe fondul neatenției în conducere, șoferul unei autoutilitare conduse pe banda 2, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din județul Ilfov, a acroșat un ansamblu rutier condus pe banda 1, a tras brusc de volan și a intrat în coliziune cu parapetul median. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, traficul fiind îngreunat timp de aproximativ 60 de minute. Mai bine de 6.000 de tineri vor intra din toamnă în sistemul de învățământ din țara noastră. Este vorba despre viitorii dascăli care au trecut cu bine peste examenul de definitivă și se îndreaptă spre un loc de catedră. Rata de promovabilitate a fost de 79,73%. Pentru concurs s-au înscris 7.672 de candidați. Dintre aceștia însă, doar puțin peste 6.000 au reușit să obțină minim 8, media minimă pentru promovarea examenului, în timp ce Sibiul se află pe locul 23 cu o promovabilitate de 79,4%. Pe primul loc se situează Clujul, cu un procent de promovare de peste 86%, urmat de Neamț cu 85,6%. Următoarele locuri revin județelor Maramureș, Alba și Gorj. La concurs, candidații județului Sibiu au obținut 5 note de 10. Cele mai multe note au fost însă între 8 și 8,99.